doua e cea legată de un subiect care nu știu dacă a mai fost reluat. Ceea ce știu e că au fost interpelări inclusiv în Consiliul Județean în mandatele trecute. Eu de când sunt în funcție de o lună și ceva am foarte multe sesizări pe acest subiect și atunci am avut diverse discuții cu factorii de decizie. Despre ce e vorba? Tot ceea ce înseamnă drumuri județene, fiind în administrarea Consiliului Județean, trebuie să se respecte reguli pentru tonaj. Eu vreau să vă dau exemple în județul Timiș de drumuri unde aceste reguli de tonaj nu sunt respectate și unde drumuri făcute din banii Consiliului Județean au devenit toate din cauza nerespectării greutăților pe osie sau regulile pe care le au, nepracticabile, care înseamnă alți bani și alte investiții din partea Consiliului Județean. Lucrurile astea ținând așa într-un lanț care pare în momentul ăsta de într-un cerc care pare a nu putea fi rupt. Aici vorbim de două lucruri. De autorizații speciale de transport, care înseamnă plată din partea transportatorilor până la un anumit tonaj, și de ceea ce nu mai ține de autorizații speciale de transport peste un anumit tonaj, dacă nu mă înșel 50 de tone, eu și un calcul per osie, nu mai ai voie deloc să circul pe drumurile județene. Ei, vreau să vă spun că în județul Timiș, de la începutul anului până acum, când vorbim, s-au eliberat în tot județul Timiș doar 17 autorizații speciale de transport. Adică, mă rog, 17 autorizații pe fiecare camion, nu per operator. Deci doar 17 mașini v-au avut voie să... Atâtea sunt, 17. La noi. Da? Doar 17 mașini. Da. Povestea este următoarea. Am cerut de două săptămâni să existe controle având cântare Consiliul Județean. Înțeleg că s-a mai ridicat această problemă și în vechile Consilii Județene. Am un exemplu foarte bun, un drum reabilitat relativ recent, drum județean, să spunem Timișoara-Alipova, adică Alioș, graniță de județ, pe o bandă, dacă ieșim din Timișoara și mergem spre Lipova, este perfect, pe banda de venire spre Timișoara, e așa, acum au intrat în reparații. Dar de ce e așa explicația? Pentru că tot ceea ce înseamnă piatră de la carierele de piatră, de balast din zona Lipovei, în loc să respecte regulile și să meargă pe drumurile naționale pentru că depășesc un anumit tonaj, inclusiv peste autorizațiile speciale de transport, dacă noi ne urcăm în mașină acum, fără să spunem la nimeni, și stăm la Pișchia sau la Fibiș sau la Giarmata, vă dau scris că într-o oră trec cel puțin 10 camioane care n-ar avea drept. Lucrul ăsta duce la ce? La stricarea drumului, la noi investiții, la bani, nici măcar nu încasez pe tonajul care măcar îți permite, maxim, că de la un anumit tonaj nu mai ai voie deloc, acele autorizații speciale de transport. Și atunci, explicația a fost foarte simplă aici. Dom'le, dar de ce nu avem atunci mai multe amenzi? Pentru că noi nu aveam autoritatea, nu avem nici acum, să facem aceste lucruri decât împreună cu poliția. Atunci o vină din asta de la o instituție la alta. Am avut o discuție zilele trecute cu domnul inspector șef, cu domnul Mirescu. Ideea este următoarea, de asta vreau să vă spun. Se caută soluțiile legale astfel încât să facem puncte fixe de control și anunț în premieră pe acești transportatori obligatorii
Atâta timp cât CNADR-ul poate, dacă iau exemplu vinetei, rovinetei, da? Și are acest sistem, eu cred că se poate și din punct de vedere legal, inclusiv pe drumurile județene, să avem aceste puncte fixe și așa vom face. Dacă lucrurile din punct de vedere legal, din ce mi s-a spus până acum, că n-ar fi impedimente, vor putea fi aranjate, atunci la rectificarea de buget pe care o vom face la sfârșitul lunii, vom prevedea bani astfel încât să facem aceste investiții pe drumurile care în acest moment sunt extrem de circulate de cei care n-ar trebui să circule pe acolo. Sau dacă ar putea să circule, ar trebui să aibă autorizații speciale de transport, ceea ce înseamnă bani. Vă dau doar un exemplu. Timișul, care e un județ dezvoltat. Față de vecinii de la Caraș, noi am eliberat 17 autorizații speciale de transport de la începutul anului. La Caraș sunt undeva peste 200. Și traficul, mă gândesc, în Timiș e un pic mai mare decât în Caraș. Nici acolo, din punctul meu de vedere, nu sunt prea multe și unde aia nu-i treaba mea. Dar, în mod sigur, aici lucrurile sunt mult mai jos decât ar trebui să fie. Și asta înseamnă venituri, asta înseamnă odată venituri proprii pentru Consiliul Județean și, în al doilea rând, bani cheltuiți pentru reparații de drumuri și asta înseamnă alte sume de bani care se cheltuie tot de către Consiliul Județean. E un cerc din ăsta care la un moment dat trebuie să fie tăiat, rupt. Partea legală în acest moment, sunt optimist din tot ce am discutat, inclusiv cu cei de la poliție, inclusiv cu partea juridică. Aici se pare că avem acest drept pe drumurile județene, așa că vor exista puncte fixe, astfel încât camioane, tot camere de luat vederi, să treacă peste acele cântare și să, dacă nu respectă regulile, să poată fi amendați și să fim acoperiți din puncte de vedere legal, să nu avem surprize în instanță.